Cu mulți și-au făcut deja planuri pentru weekend, haideți să vedem ce se întâmplă pe litoral. La recepțiile hotelurilor este imposibil să mai găsești o cameră liberă. Iar meteorologii ne dau și ei o veste nu prea bună. Până mâine dimineață, vremea nu este potrivită pentru plajă. Dar cel mai bine știe colega noastră, Andreea Filip, ce se întâmplă acolo. Andreea, bine te-am găsit! Soare cu nori, aș putea spune. Cum e acolo? Da, bun găsit! Aș vrea să încep într-un ton optimist transmisiunea noastră de la mare, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Norocoși sunt cei care au ajuns în acest sfârșit de săptămână aici la mare, pentru că au un loc de cazare. Cei care vor să vină în acest sfârșit de săptămână și nu au cazare, cu siguranță vor avea o misiune imposibilă, pentru că gradul de ocupare în majoritatea stațiunilor este spre 100%. Prețurile pornesc de la 350 în sudul litoralului și de la 450-500 de lei, dar ajung și la 2000 de lei în zona de nord, dar vorbim despre hotelurile de 5 stele. Cât privește vremea, e adevărat că soarele se joacă cu nori, însă cei care au venit pe litoral în această perioadă se bucură chiar și așa de zilele de vacanță. Sunt între 29 și 31 de grade Celsius. Vă spuneam că se mai plimbă câțiva nori, dar nu sunt așa fioroși, iar cei care sunt aici se bucură din plin. Pe litoral sunt organizate tot felul de petreceri cu spumă, pe iaht sau pe plajă. Și dacă vorbim de petreceri, aș vrea la final să vă spun că Agenția Națională Antidrog trage un semnal de alarmă și precizează că există un nou tip de drog. Este un sedativ folosit în domeniul medical, însă sub stricta supraveghere a cadrelor medicale și în combinație cu alte substanțe, vorbim despre un anestezic. Însă inhalarea acestei substanțe este strict interzisă, iar specialiștii spun că printre efectele negative sunt încetinirea trupului și timpului de reacție a corpului, greață, amețeli, vărsături și pierdere de memorie. Așadar, părinții ar trebui să vorbească cu tinerii, cu adolescenții, înainte ca aceștia să vină la mare, iar recomandarea către administratorii cluburilor și teraselor este aceea de a fi foarte atenți și, dacă vă ceva suspect, să sune imediat la 112. Andreea, îți mulțumim pentru aceste informații.